Am început această zi prin a pregăti micul dejun și anume cartofi prăjiți cu ouă și cașcaval. Am vrut să vă arăt cu ce mi-am făcut eu părul ondulat. Este acea ustensilă de pe Shein cu care trebuie să dorm noaptea și a doua zi, pam pam, ai părul ondulat fără a folosi ondulator și bineînțeles fără a-ți arde părul, ceea ce este foarte important, zic eu. Am continuat repede cu machiajul pentru că astăzi ne-am hotărât să mergem puțin în Londra. O să ne plimbăm prin Camden Town, după care o să mergem în Edgware, pentru că acolo se află locul meu favorit, The Shisha Garden se numește. Este un loc superb și abia aștept să mergem. Și acesta este look-ul final, păr, machiaj și ținută. Am vrut să vă arăt ținuta și în întregime, pentru că acest sacou l-am achiziționat de curând și îmi place foarte mult. Era destul de nurat afară și mă gândeam că o să vină ploaia, dar până la urmă a fost destul de ok. M-am dus la mașină, l-am așteptat și pe Vio și am pornit la drum. Aici sunt eu bucurându-mă de melodiile de pe Kiss FM din România, pentru că asta ascultăm tot timpul când mergem la drum mai lung. Dar m-am și enervat puțin pentru că era trafic peste tot, inclusiv pe autostradă. Era limită de viteză și am ajuns destul de greu. Dar, într-un final, suntem aici, în Camden Town, aici filmam și colțul nostru favorit, Echo Gauche. Ne-am dus și la o terasă foarte drăguță, dar am plecat pentru că nu aveau decât cocktailuri, iar noi vroiam să bem doar o cafea. Am filmat și aceste clădiri drăguțe, pentru că mi se păreau așa că arată interesant și erau și foarte multe magazine cu suveniruri și tot felul de nebunii. Am vrut să fac și un video drăguț, cu mine, cu Ramu și cu Vio. Iar pentru că aici este cea mai bună mâncare chinezească, bineînțeles că ne-am cumpărat și noi ceva bun și am băut și o bere răcoroasă. Iar acest cerceluș am primit de la surioara mea, care îmi face mereu cadouri drăguțe. Această barcă este pentru turiști, costă 17 lire și durează 45 de minute. Am vrut să vă arăt și această priveliște drăguță de pe acest poduleț, dar m-am dus și pentru a face câteva poze. Și cam gata plimbarea noastră în Camden Town, ne-am îndreptat către stația de metrou. Aici am filmat așa puțin din aglomerația de acolo. Deși nu se vede bine în filmare, chiar era foarte multă lume. Și am ajuns în locul meu preferat. Îmi place acest loc pentru că este foarte spațios, are aceste lumini ambientale, are și foarte multe flori, are foarte multe plante, te face pur și simplu să te simți relaxat și să te bucuri de fiecare secundă petrecută aici. Ne-am comandat un cider, eu cu Ramă câte o salată grecească pentru că nu ne era foarte foame, Vio și-a luat chicken wrap cu salată și cartofi, am băut și un chai latte, după care am plecat acasă.